Doamnelor, domnule, bună seara din nou. Am revenit cu partea a doua a emisiunii Talk B1. O parte, o să vedeți, foarte, foarte interesantă. Dar mai întâi merg la domnul Marius Bostan. Vreau să vă întreb, ce comentarii aveți de făcut în urma celor spuse atât de domnul ambasador Adrian Zuckerman, cât și de domnul Herman Berkovits, consilier onorific al premierului României? Da. Ce ar trebui să facă România în această situație în care vedem se întâmplă lucruri acum, foarte importante în lume? Alegerile în niște țări atât de importante, da, sunt evenimente care trebuie privite cu atenție de toată diplomația românească. Și noi avem aici onoarea să-l avem pe domnul doctor Berkovits, să-l avem invitat, care este un mare prieten al României. Și domnul doctor, nu de azi, de ieri, de toată viața a fost un prieten al României și lucrul ăsta a fost, să spun așa, recunoscut atât de președintele României prin decorațiile mânate. Noi, societatea civilă, prin Repatriot, i-am dat titlul chiar de ambasador al Repatriot. E un titlu foarte important pe care îl deține de fapt și domnul ambasador. Dar vă spun, acești oameni și oamenii importanți care cunosc realitățile din țările din patriile lor, sunt foarte importanți pentru România, pentru că România e puțin cunoscută. Trebuie să o spunem, în Israel este o țară foarte cunoscută, pentru că avem acolo o diasporă foarte puternică, sunt mulți vorbitori de română, e apropierea. Dar în Statele Unite, din păcate, la nivel de clasă politică, România e foarte puțin cunoscută. Eu am călătorit la Washington de câteva ori în ultimii ani și am rămas surprins că România este prea puțin cunoscută. Deci diplomația noastră ar trebui să fie mult mai activă, să facă România cunoscută, să arate ce poate face România pentru sinfonia asta internațională, că România joacă un rol. Și domnul Berkovits este și consul onorific, nu? Este, nu mai este încă consul onorific, este consilierul onorific al premierului României, un titlu foarte important. Păi, nu i-a fost reînnoit dintr-un accident. Poate o greșeală. E o greșeală, a fost sigur o greșeală. Sper că a fost o greșeală, că altfel e... Și dânsul este un mare prieten. Noi am fost într-o delegație economică acolo și țin minte cu ce oameni ne-am întâlnit. Noi fiind un grup de, nu știu, eram 10-20 de antreprenori români, deci niște conexiuni extraordinare și mulțumim domnului doctor pentru conexiunile de business făcute pentru România, pentru investitori aduși în România, deci nu numai pentru relații diplomatice și pentru vizitele făcute acolo. Eu țin minte că și vizita domnului președinte, când a fost primit într-o atmosferă extraordinară de primul ministru de atunci, Benjamin Netanyahu, și sperăm viitorul prim-ministru al Israelului. Deci eu cred că România, prin întregul corp, adică întreaga societate, atât diplomația noastră, cât și guvernul și instituțiile, trebuie să fie mult mai active în zona de promovare. De exemplu, acum în Congresul American, domnule ambasador, o să fie probabil, vă dați seama, 100-200 de oameni care n-au avut funcția asta înainte. Probabil sunt noi în misiunea asta. Așa mulți? Sau, nu știu, o să fie o parte. O să fie. Ei trebuie puși, adică activitatea noastră diplomatică ar trebui să fie mult mai intensă, să-i punem la curent cu ce e România. În America, da. Cu interesele României. Cu interesele României. În Israel avem șansa. Trebuie să spun un lucru. Da. Eu îl cunosc pe ambasadorul român în America. Nu ambasador, e ambasador Andrei, de ceva puțin. Andrei Buraru. Și trebuie să spun că e un om foarte bun, lucrează foarte mult. Și a vizitat toți consulii onorifici. A vizitat toți consulii onorifici. Foarte mult da. De România. Dar trebuie făcute și mai multe. Absolut. Și trebuie plus că legăturile, dacă îmi permiteți, ca o opinie, eu ce aș face dacă emisiunea eram... ta trebuie no, să-ți permite. Să-ți, cum să spun, ideea este că la toți cei care avem șansa să avem foarte mulți cetățeni statelor respective care să aibă rădăcini în România sau să aibă legături foarte strânse, aici trebuie, cum să spun, și oameni din România care să aibă legături foarte strânse cu oameni din țările respective, din America, din Israel, din și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie strânse. Un stat puternic tocmai așa arată prin diaspora. Avem diaspora care în țări, cum să spun, avem milioane de români care sunt capacitați, puși în legătură. Nu mai e un secret că domnul Adrian Zuckerman, excelența sa, e foarte într-o conexiune extraordinară cu fostul președinte Donald Trump. Știu că, nu știu dacă pot să dezvolui, dar chiar în urmă cu ceva timp v-ați și văzut, v-ați și întâlnit. Dar nu ne-a arătat butonii, dar asta e foarte important.
Dar trebuie dezvoltat relația între România și America mult mai mult decât e. Cu toate că România are, cum se spune, un sister state în Alabama, la Cogalniceanu. Poți să fiu puțin rău, să spun că a avut și o divizie anti-americană, un birou anti-american în 2009 exista. Domnul Bostan nu prea de acord. Eu sunt convins 100% și dacă cineva vrea să mă dea în judecată pe treaba asta, îl invit să mergem la proces, să-i dovedesc cum a existat divizia anti-americană și cum oameni și listă întregi de oameni care au fost unii șantajați, spun ei, unii nu, au dus o campanie tocmai împotriva legăturii între cetățenii români care aveau legături. S-a întâmplat în cazul meu, am semnat cu șansa la 24 de ani, 25 de ani, domnul Rupert Murdoch, șeful Fox, un prieten și al domnului Netanyahu, îți minte, chiar domnul Netanyahu, am avut onoarea să-mi spună ce partener ai tu în America. Și am spus, domnule, fac o televiziune cu Rupert Murdoch, cu domnul Rupert Murdoch. E un partener foarte bun. Țin minte chestiunea asta când a venit în România la lansarea cărții fratelui domniei sale. Sigur, cartea, traducerea cărții în românește, o altă poveste care o să, o carte pe care o recomandăm, o poveste de eroism, da? Petrecut în Uganda, da? Deci toată povestea de acolo, dar ideea este că atunci țin minte că cineva m-a introdus și zice, dom'le, faci o televiziune în România de știri cu un partener din America. Cu care partener? Fox News cu Rupert Murdoch. Cel mai bun partener. Deci legăturile sunt la treaba asta. Da, legăturile sunt foarte bune. Dar ideea este că din momentul ăla a început o luptă de blocare peste tot, radio, tot, să nu luăm, să nu facem, să nu... De ce? Mă rog, dar nu asta este, nu povestea mea e de discutat acum. L-avem pe... deci sunteți consul onorific al premierului român, da? Premierul român a discutat zilele astea cu i-a transmis felicitări domnului Benjamin Netanyahu pentru victoria în alegeri. Știu că cred că a fost o convorbire importantă. Într-adevăr, ceea ce pot să spun și pentru mine este foarte important, aceste legături între Israel și România. Vă dați seama că eu, din mulți ani de zile, încerc din toate mijloacele mele, legăturile mele cu Netanyahu și cu alți politicieni israeli. Eu, spre norocul meu, m-am băgat în politică, dar cunosc foarte mulți politicieni, dar așa am fost și medic la mulți din ei și din familie și așa mai departe. Și am făcut de multe ori ca să iubească România. Știți că România nu poate să fie iubită dacă nu explici cine este România, ce este România. Și după ce vine cineva în România și vede România și ce vede locurile frumoase și priveliște și oamenii, se îndrăgostește și se întoarce. Același lucru mi s-a întâmplat și cu domnul Netanyahu. Noi în 2003 am vizitat România la invitația lui domnul Andreea Năstase și atunci Netanyahu a fost ministrul finanțelor și a fost în România cu soția, cu copii, cu soția mea, cu mine și am explicat totul și a văzut București, a văzut Prada Brașov, a văzut Brașov, a văzut locurile acele frumoase, a zis, frica, n-am crezut în viața mea că așa de frumos este România și îți promit totdeauna, dacă o să pot să ajut România, o să ajut. Și ceea ce face de atunci este la dorința mea, la rugămintea mea, nici nu trebuie să rog. Tot ce pentru România face, trebuie să vă spun, n-a existat un lucru, n-a existat un ministru de externe, n-a existat un politician, cineva care eu să încerc să primească chiar și primarii Bucureștiului. Știți că într-o zi mi-a zis domnul, când a fost domnul Oprescu primar și a spus, domnule, hai să te întâlnești. Zice el, dar știi, apare de primarul New York, în viața mea nu m-a întâlnit cu niciun primar. Ei, primarul Bucureștiului a fost al doilea și a fost o întâlnire foarte bine, sigur. Același lucru s-a întâmplat și acum am întors la alegerile noastre, care au avut loc acum, și cum știți dumneavoastră, sunt consilier onorific al domnului Ciucă și asta mă onorează și asta m-a determinat ca să fac legătura între domnul Netanyahu și domnul Ciucă. A avut loc o întâlnire foarte bună, i-am spus lui Netanyahu, fii atent, domnul Ciucă ți-a trimis o felicitare și mi-a zis, fica, imediat cum se termină numărătoarea. Adică n-am vrut să vorbească cu nimeni până nu se termine numărătoarea ca să fie sigur că într-adevăr a câștigat aceste alegeri și vreau să vă spun că a fost
printre primii, poate pot să spun a doilea cu care domnul Artaneacu a vorbit și a vorbit discuții. Chiar astăzi m-am întâlnit cu domnul Artaneacu la 3 ore, am vorbit cu el de politică și de alte lucruri și mi-a zis, să știi că am avut o foarte bună conversație cu domnul premier și m-a întrebat tot felul lucruri de România ca de obicei. Eu de obicei îi spun toate lucrurile, vă dați seama. Asta este faptul și că sunt consilier onoric, nu mai sunt consul de onoare, cum a spus dumneavoastră. Probabil că am primit pedeapsă, că ajut prea mult România, pentru, probabil, și pe cine m-am supărat, probabil, însă nu face nimic, eu fac mai departe ceea ce fac. Pentru mine e important legătura Israel-România și dacă o să pot în continuare, și sper să pot să fac în continuare aceste legături și mai strânse, o să mă bucur să știți foarte mult, dar ce știți, o să și cetățean israelian și evreu, dar să și cetățean român, deci pentru mine este foarte important întâlnirea acestor lucruri, în special că și Netanyahu iubește România și știu că și România iubește pe Netanyahu pentru aceste lucruri și în continuare vreau să vă promit eu și vreau să promit din partea Netanyahu că legăturile între Israel și România se vor întâlni și mai mult, sper să fie mulți ani programați, să fie aproape 5 ani de zile prim-ministru, sper să fie sănătos, toată lumea acum am dat telefoane, zica, fii atent de tine, depinde acum să fie sănătos, eu sunt medicul, eu trebuie să am grijă, totuși un om de 73 de ani și trebuie să am grijă de el și trebuie să fie în jur de 5 ani de zile prim-ministru și eu promit că și că aceste legături nu contează, că se face multe probleme, că este un guvern de dreaptă și așa mai departe. Este un guvern de dreaptă, se pot face foarte multe lucruri. Acest guvern este făcut de către Netanyahu. El a cucerit aceste, nu partidele. El a făcut totul. Nu vă dați seama, omul acesta 73 de ani de dimineață până seară s-a dus, a vorbit cu oamenii, a vorbit la televizoare, la radio, s-a dus în cele mai mici sate, în cele mai mari sate, ca să lămurească lumea și a reușit să lămurească lumea și uitați, așa o să fie a treia oară prim-ministru al Israelului. Nu? Este cea mai lungă perioadă, că este un prim-ministru. Ben Gurion a fost odată cea mai lungă perioadă. El este și mai multe perioade și acum o să fie și mai mult pentru... Vă pot întreba, legat de, sigur că avem problema asta majoră, conflictul ăsta, eu știu, între Rusia și Ucraina, da, care se pierd vieți omenești, sunt dezastru, s-a trecut la atac la, să zicem, la populația civilă și așa mai departe. Credeți că se va schimba politica Israelului sau va avea, sau va continua același demers ca și Statele Unite? Poziția noastră este foarte sensibilă din cauza că Rusia este foarte vecin de al nostru. Rusia este din Siria. Și vă dați seama că tot ce facem în Siria depinde și de Rusia. Deci nu putem să supărăm pe ruși prea mult din cauza că nu sunt noastre de al voie să facem ceea ce dorim noi să facem. Ceea ce dorim noi să facem ca Iranul să nu-și aducă o armată întreagă și toate forțele în granițe cu noi, ceea ce vor să facă în fond Iranul. Și toate aceste atacuri care sunt, se spune, atacuri care sunt la Israelul în Suria, sunt numai pe aceste tabere a Iranului și la tot felul de depozite de armament care a fost duse din Iran. Deci, poziția noastră este foarte sensibilă. Eu cred că legăturile sunt foarte bune între Netanyahu și Putin. Eu am fost cu domnul Netanyahu la Moscova odată și la Putin și am fost împreună și așa mai departe. Am văzut legături foarte strânse. Nu vreau să vă spun că erau chiar de prietenie apropiată, dar Netanyahu înțelege și problema Ucrainei. Deci va trebui să ne descurcăm. Eu am încredere în capacitatea lui Netanyahu ca să nu ne complicăm, să putem să ajutăm, că e important să ajutăm și Ucraina, în fond, acolo sunt așa de mulți oameni care mor și răniți sunt și nu trebuie să uităm și noi suntem un popor care am trecut Holocaustul și trebuie să avem grijă de alte populații. Deci trebuie să ne gândim cum să ajutăm și ajutăm într-o mică formă, ajutăm cu, de exemplu, un spital purtător a ajuns în Ucraina, trimitem tot felul de medicamente și alte lucruri, nu armament. Armament nu avem voie să trimitem, deoarece armament
momentul ăsta un armament care e perfecționat. Ei, ucrainienii vor foarte mult acele rachete, antirachete, de care doresc foarte mult noi să trimitem, vă dați seama că fără aceste rachete, jumătate din Israel ar fi fost deja distrus dacă nu aveam aceste rachete. Hezbollah și Hamasul trimiteau mii și mii de rachete pe noi. Deci noi avem noroc cu aceste rachete, deci avem, suntem perfecționați, dar vreau să spun că este important dezvoltarea acestor legături cu România, în toate domeniile. Avem multe posibilități. Israelul are multe posibilități. În agricultură foarte multe posibilități avem de a ajuta România. Avem, într-adevăr, în mediul militar avem foarte multe posibilități să ajutăm. Și în orice, Israel totuși este o putere mondială, se poate spune, în multe domenii, în domeniul tehnologiei, armamentului și așa mai departe, prieteni apropiați Americii, niciodată nu au făcut stau acum. Dar chiar mi-a povestit în urmă cu 4 zile Netanyahu, că îl cunoaște pe Biden când era senator tânăr în urmă cu 40 și ceva de ani. Și el era atunci politician mic în America. Și ce prietenie s-a strâns între ei și de atunci sunt în legături bune. Fiecare este cu interesele lui, dar și nu vă mai spun și cu Trump, că am fost legătură. Deci Netanyahu a avut legături foarte bune și ceea ce este important pentru noi să ne apărăm țara noastră, o țară mică, absolut, țară mică. Credeți ce ar trebui să facem noi? Mai ales că Iranul trimite totuși armament, s-a descoperit zilele astea că Iranul a trimis armament în acum, Rusia. Vreau să întrebam, e foarte important. Acum, se practic, îmi permite să trag o mică concluzie așa din discursul, se cere, să spunem așa, reiese la toată treaba asta, că România trebuie să joace un rol în toată povestea asta. Să fie un lider regional. Nu, trebuie să-și pună cuvântul, trebuie să existe pe partea asta. Sigur, membru NATO, respectând toate lucrurile, toate acordurile NATO și așa mai departe, luptând pentru chestiunea asta. Să-și folosească potențialul pe care existe, are. De fapt, nu credeți că ar trebui să fim mai prezenți, așa cum o spune toată lumea în America, să fim lideri regionali? Exact așa, dar trebuie să facem un lucru clar. Ultimii ani e ceva numit The Wales Pledge, unde toate țările de la NATO au promis să plătească 2% din produsul gros național pentru apărare. Nu să plătească Americii, dar să plătească să ține trupe, să ține lucrurile militare ca să poată să apere țările lor și să poată să contribuie porția lor la NATO. Din toate țările membre la NATO, numai 6 au plătit 2%. România a fost unul din țările alea. Estonia, țările mici baltice au fost altele și încă 2 sau 3. Și așa că restul, Germania, Franța, Olanda, n-au plătit. Au plătit o fracție. Și așa că unde e Europa acum, este o problemă, că ce se întâmplă cu rușii nu poate să se apere. Germanii dau foarte puțin armamente la ucrainieni. Dacă n-ar fi fost din nou pentru America, Anglia, Canada și Australia, Ucraina ar fi fost prăpădită. Când te uiți la o listă, la cele mai 15-20 de țări care ajută cu lucruri militare Ucraina, România nici nu e pe listă. Au ajutat în multe feluri refugiații, le-au dat mâncare, adăpost, la care și asta e important. Dar trebuie dat armamente, pentru că războiul din Ucraina nu e un război numai din Ucraina. E un război care poate să distrugă restul Europei, pentru că Putin e un criminal, trebuie oprit, e la fel de rău, dacă nu mai rău, ca Hitler, și lucrurile astea trebuie oprite înainte de trec de Ucraina, înainte de Putin intră în Moldova, înainte de Putin intră în alte țări și vrea alte lucruri. Și nu numai că trebuie ajutat Ucraina să se apere, dar trebuie să fie spus de țările mai mici, cum spune Estonia, nu lui Putin. Și francezii, germanii și alții n-au curajul să-i spună nu. Și cât timp lași ușa deschisă, îl încurajezi. Și așa că trebuie să spun că eu cred că ce face
administrația Biden face un lucru bun, suportă, e cel mai mare ajutor cu arme și bani de militar pentru Ucraina și face un lucru bun. Și America ar trebui să dea mai multe și mai armamente care sunt mai eficace, dar face în esență foarte bine. Ar fi putut să fie mai mult. Dar cine trebuie să facă și mai mult e Franța, Germania, Olanda, țările europene care trebuie să se apere și dintr-un motiv sau altul n-au curaj să spună unui criminal ca Putin nu merge așa ceva. Sau depinde energetic și atunci sunt puse într-o situație dificilă. Pentru că din nou venim înapoi și asta se întâmplă când asculți pe o fată de 14 ani ca Greta Thunberg să facă un policy energetic care în teorie e bun, dar tehnologia nu există astăzi ca să suporte ce s-a întâmplat. Dacă oprești centralele nucleare, minele de cărbuni, minele de alte minerale, unde ajungi? Nu mai ai surse de energie. Foarte mulți premieri din Europa au fost după aia angajați pe statul de plată al lui Putin. Vedem și asta. Au apărut alegații cu privire la Victor Orban, de exemplu, că e șantajat oarecum de Putin. Schröder a fost în Consiliul de Administrație la Gazprom. Deci vedem cumva și... Și plătim mulți bani din asta. Păi, acum noi plătim greșelile făcute. Vă mulțumim enorm de mult pentru prezență și pentru clarificare și pentru a ne prezenta ce s-a întâmplat felicitări încă o dată în Israel. Domnul Netanyahu, domnul Bergovici, și mulțumim că sunteți prezent. Domnul Excelența noastră, cum să vă spun, mulțumim Americii pentru siguranța care ne dă, deși cetățenii români, marea majoritate știu treaba asta și marea majoritate sunt pro-americani și susțin. Dar trebuie să spun din nou că nu contează ce administrație e la Washington. România nu are un prieten mai bun decât America. Vă mulțumim poate că spuneți așa ceva. Nu, e foarte important de subliniat și să nu vină România din... poate să conteze pe America. Și am văzut. Orice să am văzut că unitățile cele mai importante sunt în România. Sunt staționate în România. Sunt. Și asta este un fapt. Și trebuie și n-au venit să fure, și n-au venit să fure aurul și să fure așa cum încercau noi să bage ceasurile. Să fure ceasurile, da. Vă mulțumim mult de tot. A fost o mare onoare să domnul ambasador, domnul consul, domnul consilier și consul, sperăm foarte curând al României. Cred că a fost o greșeală, probabil că s-a întâmplat ceva, nu pot să-mi explic. O chestie birocratică, nu? Sperăm că e o chestiune birocratică, că altfel e grav și altfel vom lua măsuri. Vă mulțumim mult de domnul tot. Domnul doctor, o plăcere să vă văd. Vă mulțumim de tot. La revedere. La revedere. La revedere. Mulțumim mult. Și la publicitate, iar după publicitate... Vom avea dezvăluiri incendiare, cum se spune în televiziune. Vom avea un invitat surpriză, o să-l vedeți, și care cred că va da un semnal această a doua parte a emisiunii, care poate duce spre a doua republică. Scurtă pauză, revenim în câteva momente, rămâneți cu noi. Doamnelor, domnilor, am revenit cu ultima parte a emisiunii Talk pe 1 și îl avem în continuare invitat pe domnul Marian Vanghelie, fost primar la sectorul 5, fost politician, poate viitor politician. Bună seara, bine ați venit! Bună seara noastră și despre dumneavoastră. Vă mulțumim! Bună seara! Mulțumim frumos pentru prezență. Poate am șocat puțin audiența noastră, fiind un post cunoscut ca post de dreapta. Sigur, între timp am devenit lider de opinie pentru publicul de, și de centru și de stânga, cel cu, spunem, educație medie și înaltă, așa arată studiile, dar nu despre asta e vorba. Acum, pe mine, să spun așa, sunt de vorbă și având ocazia să schimbăm câteva cuvinte, întâlnindu-ne într-un mediu, să zicem așa, public, mi-a spus niște lucruri. Cu siguranță aveți informațiile, cum să spun eu, istoria, eu știu, cel puțin 20 ceva de ani de politică la nivel înalt, să spunem, în toate astea. A fost criticat în toate felurile.
că nu vorbiți bine românește, că aveți o problemă așa. Vorbeam în engleză în acel moment, de aia nu da. Se referă când vorbesc da. Bine. Da. Unii erau supărați că tocmai de asta vă votau oamenii. Am văzut acum, doar în primul rând, că sunt oameni de la Academie în Parlament și chiar sunt bucuros, am văzut, într-adevăr. Și chiar foarte mulți cu facultate, da, foarte mulți cu facultate, toți au facultate. Din acelea cumpărate pe afară. Da, și pe, și da, pe afară și pe interior. Și, da. Dar, deci nu asta e prima chestiune. Pe mine ce m-a frapat la toată povestea asta este că, și aici nu e vorba de procurori sau de judecători. Doamne, de ce ați fost ales dumneavoastră țap ispășitor și se încearcă din toate părțile, mă refer la România, după cum știți, există emisiuni, există, se tot discută de statul paralel, statul... Nu, vorbim de forțele alea care sunt împotriva dumneavoastră, împotriva celor care mâine iarăși e luni și mâine iar au o zi grea că trebuie să plătească facturile și nu știu de unde să găsească banii. Acele forțe care v-au dus în situația asta și n-au dus în situația asta, să ne fie, în loc să ne fie bine, să ne fie rău, au făcut o serie întreagă de mișcări și au încercat să... Tot timpul era politica asta de veche, de prin 2000. Dom'le, hai să găsim niște corupți, să-i aruncăm în față, să dăm de pâine și circ la oameni. Era o poveste veche, de pe vremea Imperiului Roman, da? Dar ideea este că de ce... Vă împing pe dumneavoastră în față și vă găsesc pe dumneavoastră țap ispășitor. De ce l-ați făcut dumneavoastră pe toate relele? Bun, cred că de-a lungul anilor, începând aproape din, nu știu, 2005, de când s-a început așa puțin acest circ, cred că au fost luați aproape tot ceea ce înseamnă lideri în România. Într-o formă sau alta s-a dorit să ajungem exact în stadiul în care suntem acum. Asta însemnând că de la premieri, miniștri și alte personalități, ducându-ne la oamenii de afaceri care i-am distrus pe toți ca să nu mai participe la licitații, toate licitațiile care le câștig oamenii de afaceri în România se creau dosare penale și se anulau, toate licitațiile care erau câștigate de multinaționale, toate licitațiile acelea erau, face o paranteză, erau, dacă îmi permiteți, erau acceptate. O paranteză aș face. Nu de, ce, de ce? O paranteză doar. Ca să nu se creeze o chestiune, să creadă că suntem împotriva multinațională. Nu. Nu sunt, deci nu toate, sunt cei, majoritatea companiilor care câștigau aceste licitații, îi găsim pe listele oligarhilor ruși. Da, să vă spun ceva. Eu m-am uitat, în activitatea mea, să zic așa, din 90, am început ca om de afaceri, am început în politică și acum dau și diverse consultanțe. Pot să vă spun un lucru? Vă o rog, secundă. Vă rog. Văd că aveți deschiderea asta să spuneți lucrurilor pe nume. Păi știți că, nu am ce să fac. Că, nici nu, așa, știți că cea mai bună minciună este adevărul în viață. Dar știți că, Dumnezeu iartă pe cel care le spune pe toate până la capăt. Da. Ministrul de interne, de exemplu, al nostru, al României, ministrul de interne în funcție, da, spunea de domnul Orban că, n-am nimic cu domnul Orban, nu suntem, că nu știu cine ar scrie ceva de domnul Orban, dar nu ne spunea și ce. Din poziție de ministru de interne. Adică era un fel de amenințare de aia de la distanță. Cu care nu sunt deloc de acord și asta mi se pare un șantaj, chiar dacă sunt adevărate ceea ce scrie, nu știu că nu știm despre ce e vorba, dar ministrul de interne are obligația să spună că este în funcție dacă începe să spună ceva, înseamnă că știe ceva, că nu ne spune. Dar acum, am văzut deschiderea asta din partea noastră. Păi să vă dau un singur exemplu. O secundă. Știți, vreau să vă spun un lucru. Vă rog. O să spuneți, domnule, ăștia s-au pus pe capul meu din toate părțile, o să-mi fac, o să-mi dreagă, o să-mi pun, o să nu știu ce cu tare, o să mă lup până la capăt, o să spun, da, așa. Dar să știți că Dumnezeu joacă un rol foarte important. Și cel care, cum să spun eu, e pregătit să se arunce în iad pentru a salva viața oamenilor care mâine au problemele pe care le au, să trezesc mâine dimineață să plătească o factură și n-au bani pentru factura asta din cauza celor politicieni care fac treburile astea, să știți că Dumnezeu poate să, eu știu, să existe în urma unei povedanii divine totale, se poate întâmpla ca lucrurile să se schimbe. Magic. Să știți că eu le-am spus și celor de la DNA și vă spun și noastră și le spun tuturor românilor și le spun tuturor celor care au dosare penale, că trebuie să creadă în Dumnezeu. Există în anul 1882... E un mare profesionist care avea 4 pregătiri, a spus în felul următor: nu cred, există Dumnezeu și nu credem, pierdem tot. Există Dumnezeu și credem în El, câștigăm tot. Așa că până acum le-am spus și de la DNA că ce poate să-mi spună cu ultimul dosar în contextul în care eu am avut 25
și 20 n-am câștigat. Ce poate să mi se spună mai mult? Am fost întrebat dacă mi-este frică. Dar de ce ați avut 20? Păi, 25. Vă povestesc imediat. Am fost întrebat dacă mi-este frică și am spus sentimentul de frică este uman. Doar nebunilor nu le este frică. Dar zic, mai am o formulă să vă explic. Mi-e frică, dar nu mi-e frică. Demnitatea mea este mult mai mare decât frica. Știți ce spunea Napoleon? Diferența între frică și curaj? Curajul trebuie să reziste o secundă mai mult. Și așa s-a întâmplat la mine. Și am devenit curajos. În România, dacă ești curajos, lumea spune că ești nebun. Din păcate, nu sunt nebun. Sunt foarte logic, sunt foarte curajos. Noi aici sunt fricoși. Aici. Am o matematică. La emisiunea asta a zis că, păi, că sunt fricoși. Dar tot aveți dosare. Eu n-am dosare. N-aveți da. Încă, dar poate să vă facă. Păi nu, încearcă să-mi ok. Fac. Da, v-au blocat de la alegeri. V-au blocat și cum mai multe alegeri. Probleme. Păi, da, să știți bine. Știți bine povestea. Știu că ați auzit-o din presă, probabil, sau poate... Se știe. Eu oricum lucrurile care am zis abilică nu le discutăm, nu le discutăm, da, pentru da. Că, dar ideea este că am fost blocat conform Constituției României, fiecare cetățean al României care nu are dosare penale, care nu are probleme de astea, are dreptul să aleagă și să fie ales. Eu n-am avut dreptul ăsta, nu m-am bucurat de dreptul ăsta. Vă antrenați. A scăpat putere. Ușor. De obicei, ca să nu poți să candidezi, 20 de ani m-am urmărit. Îți face și dosar penal. A scăpat da. Ușor. Au încercat, să știți. Să dau un singur exemplu. Aș vrea să pornesc o chestie separată de numele meu, după care revin ca să spun cum se întâmplă în România. Hai să dăm un exemplu. Uitați o altă televiziune din România. Domnul Voiculescu. Domnul Voiculescu a fost condamnat, știți cum? În două nopți s-a stabilit. A fost arestat doar pentru că s-a pronunțat judecătorul și a spus, domnule, n-am cum. S-a pronunțat într-o sală cu câțiva colegi. N-avem cum să îl condamnăm, n-am cum să-l condamn, că nu există probe. Și ca atare a fost arestat, s-au căutat tot felul de formule. Da, hai să luăm judecătorul. Imediat, ajung, 3-2 secunde, scuze, că este foarte important ca principiu. S-a schimbat domnul judecător, a fost arestat, s-a pus doamna Camelia Bogdan și am dat 10 ani. Domnul Traian Băsescu spune felul următor. Domnule, mi-a zis mie domnul Coltea și cu doamna, că doamna Camelia Bogdan ar fi dat 20 de ani dacă există alege. Și acum mă duc un pic și revin la mine. Vreau să vă completez doar. Hai să spunem, nu cunosc datele din dosarul respectiv, n-am urmărit dosarul respectiv, dar ideea este că... Încă n-aveți probleme, când veți avea probleme, veți urmări, n-aveți multe. Și pe Onescu, nu știu dacă... Da, știu. Deci, de la subminarea economiei naționale până la toate astea, le-am trăit pe toate. Sigur, din a doua persoană, dar fiind în același birou. Dar ideea este că domnul Traian Băsescu, da, cu doamna Camelia Bogdan sau cu cine a fost... E, lucrurile continuă și acum și Traian Băsescu nu mai este la putere de 7 ani. De ce continuă și acum? Cine a rămas? Care este forța aia? Știți, cine sunt oamenii aia care își permit să facă toată treaba asta? Din păcate, spun așa, tot ce s-a legiferat în CSAT pe perioada lui Traian Băsescu există și acum. De ce nu l-au anulat oamenii? Păi aici cred că avem o problemă încă cu cei care conduc astăzi, din motivele în care, după părerea mea personală, știți, există două formule. Unii se numesc influencer. Am auzit o formulă englezească. Da. Sună frumos. Influencer, zic bine, dumneavoastră, da. Cred că... Există influencer, da. Influencer. Influencer mai multe domenii. Mai multe, eu zic în domeniul serviciilor. Influencer, politician. În care, lobiști, adică. Să știți, lobiști. Știți cum sunt pe vremea mea, când eram copil, se numau... cum stați așa să vă spun un cuvânt popular? Prăduitori. Înțelegeți? Da. Mai departe, avem acea două categorie care sunt împotriva României. Și sunt împotriva României și ne spun cum să iubim noi România, cum vor ei, cu mesaje de afară. E, ăștia se numesc, parcă în filmele americane, spioni. Nu, ăștia sunt trădători de țară. Ăștia sunt trădători de țară. Și nu știu cum și nu înțeleg. Nu este treaba mea, dar este treaba mea. Nu este treaba noastră, dar este și treaba noastră. Păi de altfel, înțelegeți? Pentru că pe fond, dacă toți stăm liniștiți, o să ajunge că și copiii noștri să fie mult mai rău decât suntem noi. Despre asta e vorba. Dacă vrem să schimbăm ceva. Cu cât de n-aș aveți cunoștința despre lucrurile astea, cum să spun eu, prin poziția pe care ați avut-o, că ați avut lupte politice și la București când v-ați bătut cu, și ulterior în partid și, și așa mai departe. Pe unde mergeam pe stradă, Traian Băsescu, pot să vă spun că mă miră ce îmi spuneți acum, pentru că Traian Băsescu știu că la un moment dat, când candidat la primăria Bucureștiului,
avea nevoie foarte mult de sprijinul nostru. Era în altă etapă atunci Traian Băsescu. Traian Băsescu, da, după ce a ajuns președintele României... Eu țin minte, nu mai știu ce an era. Era perioada cu... Nasa era scandal la sectorul 5. Da, în 2000. Era primar, în 2000. Da. Am câștigat în acel moment. Și dânsul deodată. Da, dânsul contra domnului Oprescu, mi se pare, nu? Când a plonit cu 17%, nu? Ala era, nu? Da, da, cred că... Da, și știu că a venit la dumneavoastră chiar la... acum nu... La sediu, nu. Da, știu că era la sediu, erau acei animal perfect. El a sesizat că eu atunci am candidat independent, da, și voi câștiga, și a venit ca să ia o parte din electoratul meu. Dar de ce dumneavoastră aveți electoratul atât de fidelizat, să spunem așa? De ce vă alegeau tot timpul pe dumneavoastră? Păi sunt talentat. Sunt talentat, da. Dar știți, oamenii voi bea, să vă povestesc, voi bea așa, oamenii sau îi plătați? Să vă povestesc, nu mai cum. Bine, să plătești. Bine, nu spuneți-ne direct. Să vă povestesc. De ce țină oamenii la noastră? Că conduci, mă refer ca să mă înțelegi mai bine, că conduci o companie cu 10 oameni, că conduci o companie cu 10.000 de oameni, că conduci o companie cu 100.000 de oameni, este exact așa. Că ai să conduci un sector sau conduci o capitală sau conduci o Românie, nu este decât gradul de inteligență de a-ți aduce oamenii ca să poți să conduci. Și acum dacă vă spun într-un minut... Pentru că aveam o viziune asupra sectorului într-o formulă foarte... Țineați la oameni, foarte, foarte, cum să nu țin? Aveam o viziune socială, însemnând social, cine are probleme sociale, și am făcut un inventar la nivelul sectorului pe categorii, pornind de la romi, pensionari și familii defavorizate cu 2, cu 3, cu 4 copii, sau familii care nu aveau decât unul dintre ei loc de muncă. Asta pățiți ce pățiți. Asta a fost un lucru. A doua problemă, am văzut dezvoltarea învățământului și cred că și din învățământ, plecând de la nivelul sectorului, ducându-mă până la nivelul capitalei. La un moment dat aveam și unele propuneri la nivelul capitalei, știu foarte bine. Am luat și în primul moment am făcut tot învățământul. Mă uitam, nu o să spun acolo, la o școală privată, îmi arătau ceea ce am făcut acum 20 de ani eu la școală de știu stat. Lucrurile astea. Mă uitam așa. Eu încerc acum să nu vă să nu vă perii, ca să zic așa. Nu mă periați. Încerc să nu, știu lucrurile astea. Știu pe la școală profesorii care vă susțineau, știu ce era în fața, știu că eram, aveați un sediu mai în spate. Dar nu, eu nu trebuia să fiu, eu trebuia să fiu oprit să nu mai vorbesc. Da. Pentru că eu vorbeam doar de sectorul 5. Eu am vrut să candidez. Pe mine nu m-au lăsat să merg acolo unde se numărau semnăturile. Da? Acum, da, să știți de povestea asta, poate că ați auzit de la unii de la alții. Ideea este că... Eu vorbeam și de aia 80.000 de spioni care ziceam că se numesc trădători de țară. Da, da. Înțelegeți? Da, da, 80.000 erau, acum nici nu mai știu, poate sunt mai mulți. No, aia la conducere sunt vreo 7-8.000. Dar știți care este problema? Nu mai o secundă, că imediat ajung acolo. Vi se pare că de-a lungul timpului, în așa 20 de ani, ați... susținut sau ați sau v-au păcălit o serie întreagă de oameni care erau atât de bine pregătiți încât să pară oameni serioși, oameni cu treabă, și dumneavoastră să-i susțineți și ulterior să vă dați seama că au fost rădători? Ce se întâmplă? Eu am venit, am lucrat de la 18 ani cu o parte din sistemul comunist, cu cei primi secretari. Vă spun ceva, eu am crezut și credeam în oameni, pentru că, într-adevăr, în vremea respectivă, eu fiind un copil, am avut de la 18 ani funcții de conducere, am crezut și am văzut că am de unde să capăt experiență și am cu cine să am un dialog. Și evident și cu cei care au venit în politică după 90, am crezut aceleași lucruri. Sunt lideri, erau diferență și de vârstă și de pregătire și de tot. Și am avut încredere. Exact, dezamăgirea poate fi mare. Am văzut și lideri adevărați, am și învățat de la unii dintre ei, am și dezamăgiri. Da, v-au și trădat. Dezamăgiri foarte mari. Știți că ați fost foarte trădat. Bun, ei trădau pe toată lumea. Da. Nu, ei erau decât pentru ei. Dar mulți, pe dumneavoastră v-au aruncat primul. Mulți erau decât pentru ei. Adică v-au aruncat cel mai rău. Păi ei nu avea nimeni de gând să vorbească cineva decât ceea ce vrea. Vreau să vă spun un singur lucru. Eu sunt pe persoană fizică, Marian Vanghelie, și nu mi-este frică de nimic decât de Dumnezeu. Nici de un dosar, nici de 10, nici de 20. Și când am spus la înalta curte, mi s-a dat drumul după 4 luni de arest la înalta curte după ce am ținut un speech, am spus, am lucrat cu toți președinții României, am lucrat cu toți prim-miniștri, am în agenda mea peste 100 de generali. Unii au fost, unii sunt și unii vor fi puternici. Știu ce ni se întâmplă în România, știu de ce e bătălia respectivă. Dar știți, colegii dumneavoastră, pentru ce au fost arestate? Au fost arestate ca dumneavoastră să înțelegeți, ne țineți pe noi în pușcărie. Pentru că mai suntem câțiva, vă spun pe scurt că am vorbit 45 de minute, mai sunteți câțiva acolo, zic, mai suntem câțiva care mai știm, avem curaj și vrem să vorbim. Doamnă,
ăștia îi omoară pe toți. Dați-mi drumul cât mai pot să mai vorbesc și încă când mai sunt acceptat să pot să vorbesc. Asta este locul ăsta, este, cum să vă spun eu. Ne bucurăm de o audiență mare în România, de o audiență și mai mare în diasporă și ne bucurăm și de o audiență foarte mare la, să zicem așa, reprezentanțiile țărilor din străină. Un important aliat și noștri, cum ați văzut, era fost un ambasador al Americii, era cel mai bun medicul. Sunt ambasador fiind un român. Fiind un român, da. Și domnul Bergovici, doctorul principal, doctorul personal al viitorului prim-ministru al Israelului. Netanyahu, un lider mare de toți. Mare lider, care vine din nou la putere, da? Acum, cum ați văzut, da? Am văzut la AIPAC. Deci ați văzut... Am fost invitat la AIPAC, la cea mai bună. Ați văzut că în emisiunea asta, practic, să pui la masă, e mai greu. Având în vedere că sunt și viziuni vis-a-vis de război, dar nu în asta vreau să intru. Ideea este că impactul este foarte mare. Ideea este că Dumnezeu... Nu pot să vorbesc eu de Dumnezeu. L-avem fiecare, credem fiecare cum credem, și, dar știți cum e, spovedania trebuie făcută complet. Și ideea este că în cazul noastră se întâmplă, cum și dumneavoastră știți foarte multe despre mine, probabil pe care eu nu le știu, în cazul noastră știu că... Nu mă întrebați, că știu multe. Păi asta știu, pe asta știu, asta e chestia. Dar de bine, de rău. Da, de bine, dar din păcate și de lucruri care... Ca să fac glumă, da, da. Da, da. Dar ideea este că știu foarte bine că dumneavoastră sunteți dintre acei oameni care, dom'le, îl folosim pentru că este țapul ispășitor perfect. De ce e țapul ispășitor perfect? Pentru că vorbește pe numele oamenilor, iar... Dar, de fapt, când vorbește pe numele oamenilor, că sectorul 5 este un sector cu o, un dem- cu o, având, din punct de vedere demografic, mai diversificat, ca să zic așa, da? Și atunci le vorbiți pe limba lor. Și atunci treaba asta este folosită tocmai împotriva noastră. Dom'le, uite, nu știe să vorbească românește, nu vorbește cu tare, nu spune cu tare, nu spune cu tare. Cu toate astea, cel care candida ca dintre cei care sunt astea, știu vreun să vorbească românești? Nu, n-au nici facultate, n-au nici bacalaureat, vorba din Tudor. Poate știu unii, na. Nu, sunt, poate sunt unii, sunt unii, dar peste 50%. 10-20? Da, nu, nu, nu contează că nici nu asta este problema. Ideea este... Că noi am analizat de-a lungul timpului cine conjugă fuga, cine conjugă trădarea, cine conjugă părinte 1 și părinte 2. Știți să conjugați părinte 1, părinte 2? Va dispărea chestia. Fac și o glumă cu dumneavoastră. Va dispărea, va dispărea. Dar cealaltă, că noi părinții trebuie să acceptăm să ca copiii noștri să decidă singuri la 16 ani să schimbă sexul. Va dispărea. Știți ce le-am spus la ceilalți de la DNA când au venit în control la mine? I-am întrebat, aveți copii? Da. Zic, știți că ce se întâmplă? Da, aveți dreptate. Păi știți de ce se întâmplă asta? Pentru că vă bucurați că sunteți aici la noi și ați prins cei mai mari hoți. Dar n-ați prins nimica. Pe fond, nu vor decât ca noi să nu mai vorbim. Cine mai vorbește astăzi pentru voi? Că nu mai vorbește nimeni pentru voi. Aici e chestiunea. Asta este treaba. Când nu mai are nimeni curajul să vorbească. Pe asta e treaba. Aici puteți să spuneți absolut ce și vă garantez că ce spuneți noastră apare peste tot. Unde uitați, trebuie să apară. Cum vi se pare dumneavoastră că în decurs de 8 ani de zile mi s-au schimbat 7 complete de judecată? Păi nu vă spun că în ultimii 100 de ani, spun specialiștii, nu s-a întâmplat la niciun proces așa ceva. Deci 7 complete de judecată. Da, vă rog. Este un film care se zice Dead Man Walking. Om mort mergând, se cheamă filmul. Da? Deci dumneavoastră sunteți pus în furtuna perfectă, sunteți băgat acolo și trebuie să fiți condamnat. Nu de procurori sau de... vi se dau, toți duc... Toate relele în prima instanță, trebuie. Am avut 6 judecători. Nu, da, până când până a venit cel care a vrut să-mi dea 12 ani. Păi până la judecători și până asta, gândiți-vă că este o piramidă întreagă a răului. Nu, se numește domnul Dumbravo. Dânsul se duce, nu era și vizitea americană. Ideea este că nu are nicio legătură cu America. Nu, știu. Are legătură. Era domnul Butoi. E pe aici, pe dedesubt. Pe aici, pe dedesubt, domnul Dumbravo. Deci, ideea care este? Nu poți fi singur. A, nu e singur. Păi nu e singur. Nu e singur. Ideea este că noi ce vrem din toată peste? Vrem să trăim mai bine. Vrem să nu trăim într-un stat în care, să, dacă spunem adevărul, să fim băgați la pușcărie. Vrem să fim judecați corect. Eu vreau să candidez, da? Nu m-au lăsat martori. Nu m-au lăsat să merg în camera unde se numărau semnăturile. Toți candidații erau acolo cu om care semna și eu nu. De ce? Ce? Nu aveți încredere noi? Nu o să vă lăsăm să împurcați. Și n-am fost lăsat acolo. Martori, sunt martori din toată povestea asta. Sigur că vom continua, știți cum e, încăpățânatul. Dar ideea este că dosare penale am încercat să facă, să denigreze, să meargă mai departe, cum am încercat și la noastră. Dar ideea este, la toată povestea asta, trebuie ruptă pisica, în sensul că nimic nu poate opri ceea ce va urma, oricum. Însă vor fi acei oameni care vor înțelege că trebuie să rupă pisica, să spună lucrurile. Tot vrem și nu vrem și vrem și nu vrem. Haideți să vrem. Deci,
S-au schimbat 6 judecători în primul complet, datorită faptului până a venit al 6-lea care a putut să mă condamne și care a și scris. De fapt, i s-a dat dosarul cum să fie scris încheierea de ședință pentru tot ceea ce însemna cei 11 ani și 8. De către cine? De domnul Dumbravă, care pe dânsul, ce înțeleg, că îl păstorez două familii în România. Nu avem timp să discutăm de acele familii. Că dacă vreau două familii. Dacă vreau să vin, vin așa. Și fac o analiză cu toate business-urile, familia 1, familia 2, cu toate business-urile și unde intervine domnul Dumbravă. Ar trebui să veniți așa. Că tot spune, bă, are săracul cancer, are nu știu ce. Păi el omoare oamenii sănătoși până când moare el de cancer. Nu-l cunosc pe domnul Dumbravă, nu minte, dacă sunt două familii, haideți să vedem, poate să intervină pe telefon domnul Dumbravă sau cine, oricine este nominalizat, implicat, intervine, da, să spună ce are de spus. Dar haideți să mergem pe familii, pe oameni, pe toate astea. Știi cine m-a costat? Știi cine de ce am făcut pe paralela cu domnul Voiculescu? De ce? Pentru că doamna Camelia Bogdan a fost cu domnul Mihalcea în complet unde l-au judecat. Cine e domnul Mihalcea? Domnul Mihalcea, tot un alt judecător. Camelia Bogdan, doamna care a fost dat afară, care s-a dovedit că e și un pic nebună. Și... Dar, pe fond, nu, a fost dat afară, a revenit. Da. Ok. Deci, pe mine m-a condamnat soția domnului Mihalcea. Soția. Și domnul Mihalcea a fost judecător sau ce? Domnul judecător la Curtea Apelă, totuși peste... N-a făcut-o așa, vrut el pe Evanghelie să-l iau pe... Nu, dar n-am zis dânsul. Mă scuzați că spun așa, dar... Nu. A devenit un brand așa, Evanghelie. Nu înțelegeți. Presa din România, dacă, nu știu, poate puteți vorbiți în, cu colegele dumneavoastră, presa din România la data respectivă l-au văzut pe domnul Dumbravă că au intrat la Tribunalul București. Am înțeles, domnul Dumbravă, dar nu putea să o facă singur. Care a interesul? De ce? Hai să începem așa. Traian Băsescu, CSAT, s-au luat decizie ca să suborneze tot, clasă politică și așa mai departe, să băgăm în pușcărie pe toți pe care ne deranjează. Okay. S-au schimbat completele de nou. Erau completele de nou. O secundă. Unde acolo erau oameni? Ați început cu povestea asta. De ce a continuat? Că ne apropiem de final, mai avem doar un minut. Așteptăm într-o ediție următoare. Oricum o să o facem lungă. Problema este cu campania prezidențială. Înțeleg că eu sunt legat de Mircea Joana. Dom'le, n-am nicio treabă. Problema este Mircea Joana că vrea să candideze. Nu cred eu că sunt problema. Nu înțeleg de ce se caută cu mine. Eu nu scriu de nimeni. Eu nu vreau să fac denunțuri. Nu te faci denunțuri. Mi s-a cerut denunțuri de-a lungul timpului. A spus numele, un nume. Numele ăla trebuie să fie interesat să vă blocheze. Deci nu merge cu mine, le și transmit. Hai să facem un lucru. Iar să vă explic. Am făcut 100 de înregistrări, e foarte important. 100 de înregistrări. La momentul potrivit, că nu mai știu dacă o să vă dea vouă dumneavoastră televiziunile din România să mai dați ce o să dau eu. Facem un pariu. La 100.000 de oameni va fi instant, de la mai multe persoane și prieteni și colaboratori și oameni din partid pe care am lucrat 25-30 de ani, la un singur moment, într-un singur minut, 100.000 de oameni vor primi hârtia și 3 minute de la Marea Evanghelie, un mesaj. Hârtia și 3 minute al mesaj. Vreau să facem un pariu împreună. N-ați să veniți la mine în emisiunea viitoare? Duminica viitoare? Fina dumneavoastră. Și începem să spunem lucrurile astea pe nume. Ne luăm responsabilitatea mea. Dacă noastră faceți chestiunea asta... Știți de ce toate astea? Oamenii ăștia consideră că ei trebuie să candideze singur, domne. Nu mai poate să candideze nimeni. Dar sunteți pregătiți să le spuneți pe toate? Eu sunt pregătit să spun foarte mult. Atunci vă așteptăm. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. De asemenea, doamnelor, rămâneți cu noi. În continuare vine Laura Ciriac la News Pass. O seară plăcută!